Salutare, prieteni! Numele meu este Mihai, iar astăzi am să vă prezint cum să faceți o grămadă de bani cu ajutorul telefonului tău foarte simplu și gratis. Pentru a face acest lucru, am să vă rog să urmăriți pașii făcuți de mine până la capăt. O nouă monedă a apărut pe piața criptomonedelor precum Bitcoin, Ethereum, Ripple și așa mai departe. Însă pentru a realiza bani cu aceste monede sunt necesare investiții foarte mari, așa că vom renunța la acele monede. Principala noastră monedă este Electroneum, iar pentru a mina această monedă, tot ce trebuie să faci este să minezi cu telefonul tău personal. Da, ai auzit bine! Este singura monedă virtuală cu care poți mina cu 1, 2, 10 sau câte telefoane doriți simultan. Iar pentru acest lucru am să vă arăt cum se face prin simpla instalare a aplicației numită Electroneum. După instalare trebuie creat un cont și un wallet în același timp pentru a vă aduna monedele undeva într-un loc sigur. Iar pentru acest lucru vom face chiar acum. Crearea contului se poate face ori prin Facebook, ori prin modul normal de introducere a adresei de e-mail și parolă, precum în cazul meu. Vom apăsa pe înregistrare prin website. Ne vom introduce adresa de e-mail și parola care trebuie formată din litere mari, mici și cifre. Eu voi introduce una aleatorie, dar voi să țineți minte pe a voastră obligatoriu. Bifăm că am citit termenii și condițiile și că nu suntem un robot. Apoi, creare cont. După ce ați făcut acești pași, mergem mai departe cu confirmarea e-mailului introdus. Acum ne vom confirma e-mailul, apoi bifăm că nu suntem roboți și confirmare cont. Următorul pas este să ne introducem un număr de telefon valid pentru primirea unui cod de confirmare și introducerea lui în rubrica respectivă. Apoi este de adăugarea unei adrese de e-mail de recuperare, pentru a avea un e-mail de backup. După care introduceți parola de la contul creat de la început. Apoi confirmăm contul din e-mailul principal adăugat de la începutul videoului. Bifăm că nu suntem roboți și apăsăm confirmarea adresă e-mail. Vom apăsa continuare, iar ultimul lucru pe care trebuie să-l mai facem este să introducem un cod din 5 cifre, deoarece ni-l va cere de fiecare dată când intrăm pe cont să minăm. Vom bifa toate rubricile de politică și termeni și condiții, apoi vom apăsa pe butonul că am înțeles. Iar în momentul acesta contul cât și walletul vostru vi s-a creat. Aici vă puteți vedea adresa de wallet, o balanță cu suma de Electroneum și așa mai departe. Acum ne vom loga la aplicație. Ne introducem adresa de e-mail și parola. Apoi, prima dată, ne va apărea un mesaj pentru confirmarea acestui telefon că este autorizat. La fel, intrăm pe adresa de e-mail și confirmăm telefonul.
După ce am făcut acest lucru, închidem toată aplicația și intrăm din nou pe Electroneum. Ne vom conecta din nou cu adresa de e-mail și parola, apoi vom introduce acele 5 cifre adăugate de mai devreme. Și gata! Din momentul acesta puteți mina Electroneum, care într-adevăr la momentul de față nu valorează foarte mult, dar toate monedele au început de jos, iar dacă îl vom ține în portofel, poate cine știe ajunge să coste la fel ca Bitcoinul, la 7000 de euro bucata. Aici veți găsi minerul, unde veți apăsa pe Start Miner, iar el va mina Electroneum. Mai găsiți portofel, unde veți vedea intrările și ieșirile, cât și suma pe care o aveți în el. O rubrică cu valoarea lui, cu un calculator de convertire și așa mai departe. Eu în momentul de față am în jur de 40 de Electroneum, iar dacă valoarea lor va crește precum a crescut Bitcoinul sau alte monede virtuale de top, voi avea un profit destul de mare. Spor la minat Electroneum și la mai mulți bani! Eu am fost Mihai de pe Android Info, pe curând!